Imediat după încheierea orelor de curs de la școală sau grădiniță, ori în timpul liber, weekenduri, vacanță sau după amieze frumoase, parcurile sucevene se aglomerează. Tot mai mulți părinți preferă să își petreacă puținul timp liber pe care îl au alături de copiilor în aer liber, în spațiile special amenajate pentru aceștia. Un exemplu ar fi parcul universității, care în aparență este bine îngrijit. Problema este absența unui gard. Puțin însă observă pericolul din imediat apropiere. La doar 2 metri de un topogan se află șoseaua, care mereu este circulată, iar copiii nu sunt feriți de această primejdie. Este nevoie de o clipă de neatenție din partea părinților pentru ca micuții să parcurgă distanța foarte mică între spațiul de joacă și șosea. Da, în fiecare zi aici am vin, da. Și ați observat cumva lipsa gardului care se desparte locul de joacă de drum? Da, sigur că da. Nu vă e teamă că într-un moment de neatenție ar putea să se întâmple? Da, ne este teamă, numai că suntem mai mult cu ochii spre ei, îi păzim. Au venit și fel de fel de țigănei pe aici. Da, ce să facem? Am văzut că în parculețul de peste drum, acolo lângă fântâniță, era să dispară un copil. A venit un țigănel, mama citea revista și l-a luat din mânuță. Acum îl ducea. Da, mai sunt problemuțe așa, dar ce să facem, unde să mergem? E singurul parc mai bine amenajat în oraș. Dar problema cu gardul, credeți că este un pericol pentru copii? Este, cu siguranță. Deci peste tot am mai fost și în alte orașe mari, am văzut împrejmuit parcurile. Împrejmuite sunt și covoarele. Pe jos, cu verde, știți? Covorași artificiale, unii sunt protejați. A căzut, sâmbătă trecută, un copil din topogan, cu capul jos, a venit cu capul de asfalt și l-a dus la spital cu salvarea. Pentru că nu este totuși o protecție. Nu și este protecție. Cu toate problemele astea continuați să veniți venim și preferați să unde. Păziți. Deci noi stăm, păzim, noi stăm în Zamca, acolo unde este parcul la turnul Bebelușu, dar acolo este dezastru, mizerie în parc, câini, e rău de tot. Și venim aici, chiar dacă facem mai mult, că aici centrul se face curat, acolo sunt niște coșuri de pe vremea nu știu cui, copiii pun imediat, uite așa niște coșuri, astea sunt coșuri la vremurile noastre. Este o problemă, într-adevăr, că nu este, nu știu dacă a fost, deci nu am observat. Nu, sunt doar spațiile verzi acolo, adică boschetele care împrejmuiesc zona, doar că copiii ar putea oricând să părăsească zona și da, să ajungă pe Da, este o problemă, într-adevăr, pentru că copilul mic este într-o permanență în mișcare și trebuie să fii tot timpul cu ochii pe el și să ai grijă să fii într-un spațiu închis și să aibă un pic de libertate în momentul în care ies în parc. Credeți că părinții care vin aici ar avea mai multă liniște dacă ar fi un gărduleț? Cu siguranță, da, cu siguranță. Deci asta este soluția, nu? Da, cred că ar trebui. Mai ales că presupun că nu e investiție chiar atât de mare. Da, absolut. Lipsa gardului creează probleme pentru că intră animale, intră oameni cu câini, fac murdărie, nu curăță. Dar credeți că într-un moment de neatenție copiii ar putea să iasă în drum? Asta fără doar ce poate. Copiii, că dacă nu sunt supravegheați, un pic lipsește să-i lase liber și o să iese, să ajungă în stradă, în fața mașinilor. Credeți că părinții ar fi mai liniștiți dacă ar apărea un gărduleț care să-i țină aici pe copii? Absolut. Fără discuție. Deci asta este soluția. Părinții ar sta mai liniștiți. Acum, nu neapărat părinții când vin aici trebuie să-și ia gândul de la copil. Trebuie să-l supravegheze oricum, pentru că aici sunt atâtea locuri care un copil cum e el, poate să cadă, poate să se lovească. Nu neapărat părintele să se culce pe ureche, că are gard împrejmuitor. Da, gardul e foarte folositor aici. Un gard, nu neapărat un gard costisitor, un gard mare, un gard care să implice investiții, să fie închis. Părinții s-au arătat îngrijorați de situație, dar în același timp obișnuiți să își ferească copiii de toate primejdiile care apar în parcuri. În unele parcuri sucevene tronează mormane de gunoaie exact în spațiile de joacă pentru copii, iar în altele micuții trebuie păziți de câinii maidanezi care dau târcoale în speranța că vor primi ceva de mâncare.